Salutare, dragă vărsător, și bine te-am regăsit la o nouă etalare. Eu sunt Cristiana, iar citirea de astăzi este pentru luna mai. Și îți voi arăta energia predominantă a lunii mai pentru tine și, bineînțeles, care este îndemnul, sfatul potrivit pentru ca tu să trăiești viața în echilibru și în autenticitatea spiritului tău. Pentru că este o citire colectivă, responsabilitatea este a ta. Este necesar să alegi strict mesajele care sunt compatibile cu energia în care te afli în momentul acum. Iar dacă rezonezi cu această citire în tarot, aș aprecia dacă apeși butonul de like și lași un comentariu cu un emoticon. În felul acesta arăți susținere către acest material, dar și cele următoare. Care este energia zodiei vărsător? În luna mai este important să îți asculți intuiția. Important să ai încredere în tine, pentru că în momentul în care ai încredere în ceea ce simți și iei deciziile în baza ceea ce simți, tu creezi stabilitate emoțională, înțelepciune. Du-te către cunoaștere. Sunt încă lucruri acolo care trebuiesc arătate, dezvăluite către tine. Așa că alege calea cunoașterii, alege conexiunea cu sinele tău interior, da? Cu sinele tău autentic și descoperă-ți propriul adevăr. Vei avea parte clar de momente prezente în viața ta în luna mai care te pot conduce către această energie. Însă este necesar să nu încerci să manipulezi absolut deloc lucrurile, trebuie să arăți răbdare, trebuie să arăți încredere și credință. Nu trebuie să vrei să deții controlul asupra ceea ce este, ci pur și simplu să primești și să acționezi din intuiție pentru a găsi soluția benefică pentru tine la momentul respectiv. În același timp este important să te organizezi, să te disciplinezi în luna mai, să fii, cum am zis, centrat, echilibrat și să ai răbdare, pentru că nu te va servi dacă devii capricios sau ești arogant sau faci lucrurile într-o energie a puterii sau a deținerii de control. Nu te va servi. Este important să aștepți, să ați asculți sufletul și ghidarea pe care acesta te oferă. Dacă faci aceste lucruri, ai parte de claritate, ai parte de un nou început în partea asta a mentalității tale. Se face lumină, ceața mentală se risipește și creezi practic acea oportunitate care te împinge către pace mentală, către libertate mentală. Acest nou început te duce către idei ce vor căpăta o formă foarte rapid. Este important să înțelegi că asul de spade este sabia adevărului, lucrurile ies la suprafață, tot ceea ce ai nevoie să creezi va fi acolo mai clar pentru tine, vei putea fructifica o idee magnifică, strălucită pe care o ai și pe care practic din confuzie ți-a fost teamă să o pui în practică, din dorința asta de control poate ți-a fost frică să o pui în practică. Ai o forță mentală diferită atâta timp cât dai voie minții să rămână în pace, da? Ești atent la gândurile tale, la ceea ce poți crea prin vibrația ta.
Este necesar un echilibru în energiile tale feminin-masculin și asta se poate produce doar în momentul în care ești conectat cu sufletul tău și există pace în mintea ta. Atunci poți întoarce această energie într-o energie dreaptă în care femininul și masculinul sunt în deplină armonie. Da, și apoi reușita, succesul îți va bate la ușă. Dacă tu ești într-un moment în care, nu știu, ai început o afacere, un proiect, un loc nou de muncă, o nouă relație, trebuie să ai răbdare, pentru că tot ceea ce încerci să creezi acolo are un ritm propriu și tu nu trebuie să sari peste pașii pe care trebuie să-i faci, trebuie să urmezi tot procesul pas cu pas și doar atunci poți fructifica ceea ce încerci să creezi, da? Doar atunci poți recolta roadele muncii tale. Împărăteasa în poziție inversă te atenționează să fii atent la ceea ce este în viața ta. Mai puțină bârfă, mai puțină neglijență, mai puține excese. Toate astea îți dăunează. Nu fi leneș, fii doritor să creezi, dă-ți voie să fructifici creativitatea ta, coordonează-ți viața diferit, disciplinează-ți viața, organizează-te. Per total, schimbă-ți clar stilul de viață. Hai să vedem care este sfatul final. Să arăți determinare și să nu îți fie frică de viitoare decizii pe care trebuie să le iei. Să fii stăpân pe sine și încrezător în sine. Clar, în calea ta sunt anumite tentații, sunt anumite lucruri care te pot menține într-o energie care nu este benefică, însă dacă ești conectat cu intuiția ta și ai făcut pace în gândurile tale și în mintea ta, nu mai alimentezi acolo energii negative, îți va fi mult mai ușor să echilibrezi ceea ce este sau ceea ce va veni pe mai departe. Nu vei fi temător în deciziile pe care trebuie să le iei. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final. Eu am fost Cristiana, iar până data viitoare, ascultă-ți sufletul, liniștește-ți mintea și restul va veni de la sine. Te îmbrățișez cu mare drag.